Aici avem produsele noastre Biomagic de pe site-ul www.bioas.ro. Să vă prindă bine toate produsele noastre și așteptăm un feedback de la voi. Mult succes! Vă pup! Ești ok? Mhm. Nu știu ce să facem. De cu ce să facem? Gata, să mergem sau să mai stăm, nu știu. Păi hai să mergem la un control, să vedem cum te simți, da? Hai. Este ora 4:50 de minute. Mama și cu tata pleacă spre sanador. Pentru că e momentul, sau nu e momentul, să o cunoaștem pe Lea, care vrea să vină dimineața de vreme, să fie sigură că ajunge unde trebuie. Câte ori ai dormit? Eu sper că nu. Vreo două ore. Bine, avem... Poate de la grătarul de aseară? Avem niște întrebări, de fapt Anca are niște întrebări. Nu e sigură că naște astăzi. Nu, pentru că mi-e atât de frică încât nu-mi doresc să nasc astăzi. Dar asta e. Nici doctorul nu l-am sunat pentru că nu vreau să-l deranjez chiar la ora asta de dimineață. Așa că am plecat să facem un control. Nu le-am spus nici măcar celor din de acasă. Așa că mergem acum la sanator și vedem care-i treaba și după aceea o să dăm telefoanele necesare. Tu ce simți, statina sau nu? Eu zic că... M-am uitat încărcătorul acasă. Ce? Ai încărcător de iPhone? Nu. Deci, vedeți și voi la ce se gândește o femeie care este aproape să nască. Ce problemă are că și-a uitat încărcătorul acasă? N-am o problemă, dar știam că trebuie să iau ceva și am uitat. Lasă că sigur găsim un încărcător în tot spitalul ăla. Și apoi nu vreau să ai mare nevoie de... O să ai niște treabă de făcut. Bun, o luăm ușor spre sanador. E ora 4:52 de minute. Verde întins. Mă
dese? Mm-hmm. Am ceva, da. Alarmul față? Da. Doamne, ajută, ce bine. Ce mă bucur. De ce? Pentru că nu voiam, mi-era frică, n-aveam niciun chef, sincer. Da. E 7:15. Mai am 2 săptămâni, stau cu minte, stau cu minții. Cu mințele. Mie s-o... E ora 7. Și 15. La ce ora plecă de acasă? La ora 4:50, parcă, nu? Nu știu, sincer. 4:50 era. Alarmă falsă. False alarm era o piesă. Bun, hai să mergem. Cred să... Cred că e de la grătarul ăla. Mergem să mai dormim un pic sau să trezesc copiii dacă acum? Dacă nu s-au trezit, acum îi să sper să nu se trezesc. Eu m-am și culcat foarte târziu, pe la 2 azi noapte. Eram pe live-urile de la Untold. Și visam ceva frumos. Cât m-ai trezit. Sorry. Ok, hai să recuperăm. Data viitoare. Vă mulțumesc.